Poveștile de succes nu se scriu niciodată singure. În spatele lor sunt întotdeauna oamenii, iar pasiunea lor pentru ceea ce fac dă de cele mai multe ori măsura succesului. Credem în ceea ce facem și ne impunem să facem totul mai bine cu fiecare zi. Noi suntem Laser und Söhne, una dintre companiile cu tradiție ale județului Arad, poarta României spre Europa de Vest. 180 de oameni în România și alți 600 în Germania sunt echipa câștigătoare pe care contăm în fiecare zi și care nu ne-a înșelat niciodată așteptările. Pentru că la Laser und Söhne totul gravitează în jurul oamenilor. De la meșteri măcelari care știu și duc mai departe meșteșugul mezelurilor arădene și germane, până la departamentele de logistică și top management, ne mândrim cu profesioniști desăvârșiți care își fac treaba impecabil, se reinventează și perfecționează cu fiecare nouă zi. Rezultate imediate? Laser und Söhne este o companie emblemă în zona de vest a României în ceea ce privește producția și distribuția produselor din carne. Metro, Bila, Profi, Cora sau Selgros sunt doar câteva dintre numele mari care ne-au acordat încrederea pentru că au fost convinși de calitatea produselor fabricate și livrate de noi. Cu peste 1000 de clienți activi, Laser und Söhne înseamnă și una dintre cele mai dinamice companii de pe piața cărnii din România. Valorile care definesc politica grupului Laser sunt eficiența, experiența, seriozitatea, integritatea profesională și grija permanentă față de consumator. Această politică reprezintă un angajament al managementului față de salariați, parteneri și societate. Pentru că știm că pentru a primi, trebuie să dăruiești mai întâi, iar pentru a construi ceva durabil, e nevoie de muncă, înțelepciune și pasiune. Rezultatele muncii noastre sunt cele care ne recomandă și indiferent că le găsim în restaurante, marile lanțuri de magazine sau pe masa fiecărui arădean, suntem mândri că fiecare dintre cele peste 100 de produse purtând marca Laser und Söhne ne reprezintă și ne fac să fim mândri. Însă până ajunge aici, la savoarea și calitatea devenite deja mărci înregistrate, carnea are un drum foarte clar stabilit, pentru că știm că detaliile dau savoare întregului. De la secția de recepție tranșarea materiei prime, care asigură interfața cu furnizorii și livrează apoi secției de prelucrare tot ceea ce are nevoie pentru a crea fiecare dintre produsele Laser und Söhne și până la secția de ambalare sau la depozitul în care sunt păstrate în condiții optime înainte de a fi livrate clienților, fiecare dintre cele peste 100 de produse ale noastre, totul funcționează ca o mașinărie germană, fără ezitări, fără sincope, pe scurt, perfect! Atunci când toată această muncă titanică se desfășoară într-un loc încărcat de istorie, cum sunt antrepozitele Andrenii, lucrurile nu au cum să iasă altfel decât bine, pentru că performanța prezentului e dublată și girată de un spațiu care înseamnă mai mult decât o clădire. E un adevărat simbol al zonei. Credem în viitor în aceeași măsură în care respectăm trecutul și suntem convinși că gloria trecutului este cea mai solidă temelie pentru un viitor așa cum ne-l dorim cu toții. Știm că nu suntem singuri în această luptă și suntem siguri că alături de noi noi vor veni și alții care apreciază la fel ca noi istoria și simbolurile sale la valoarea lor reală. Iar prin eforturile noastre comune, una dintre clădirile emblematice ale Aradului și vestului României, antrepozitele Andrenii, preluată și administrată de concernul Laser, încă de la începerea afacerii, poate fi readusă la forma inițială, aceea de clădire monument și bijuterie arhitecturală. Construită în anul 1925 la comanda familiei Andrenii, de către tânărul pe atunci arhitect, constructor și antreprenor, Sontoi, clădirea reprezintă un exemplar model al stilului secesion geometric, cea mai impunătoare clădire din partea de vest a Aradului și alături de Gara Arad, Palatul Cultural, Palatul Copiilor, Biserica Roșie, precum și alte clădiri edificate de arhitectul Sontoi, întregesc vechea emblemă de arhitectură și cultură a orașului Arad. Clădirea a avut destinații diferite de-a lungul anilor. A servit ca depozit de mărfuri și alimente ce trebuiau păstrate la temperaturi constante. Magazia pe 7 etaje adăpostea în condiții de păstrare și ventilație naturală o mare varietate de alimente, fiind una dintre puținele din zonă potrivită pentru o astfel de activitate. De asemenea, unii comentatori și istorici afirmă că, pentru o perioadă de timp, a funcționat ca și pușcărie de femei în timpul celui de-al doilea război mondial. Acest edificiu a fost construit din cărămidă arsă plină, cu structură de rezistență din arcade și arbaletrieri din lemn de esență tare, stejar și fag cu grinzi de dimensiuni impresionante. Deși a fost marcată puternic de trecerea anilor, printr-o investiție consistentă și o restaurare atentă asumate și realizate de concernul Laser, clădirea antrepozitelor Andrenii, un edificiu reprezentativ nu doar pentru oraș, ci pentru o întreagă școală de arhitectură, are parte acum din nou de gloria și strălucirea de odinioară. De la structura de rezistență și până la detaliile arhitecturale, am refăcut cu
dragoste și atenție, un adevărat simbol al Aradului. Și suntem convinși că, la fel ca noi, sunt și alții, mulți alții, care apreciază trecutul în cele mai frumoase forme și exemple ale lui. Ne bucurăm că am putut reda acestei clădiri monument gloria pe care o merită cu prisosință, pentru că și generațiile care vor veni după noi să se poată mândri cu ea.